Salut, bine v-am găsit la un nou videoclip. În cutia asta de aici avem ce am primit de la Epiesa, respectiv în video ăsta o să vă prezint, după părerea mea, cea mai bună revizie pentru Opel Insignia, atât pentru benzină cât și pentru motoarele diesel. Mașina mea e pe benzină, deci nu are filtru, are un filtru încapsulat în rezervor. Așa că ce o să vedeți aici în video, în afară de filtrul de ulei și filtrul de combustibil, Filtrul de aer de habitat cu uleiul sunt special făcute și compatibile și pentru benzină și pentru diesel. Mă refer aici la insignia A, prima generație, până în 2013-2015 maxim. Da, ce v-am zis? Mi se pare cea mai stabilă revizie să zic așa și am tins mai mult spre calitate și prețul l-am lăsat un pic mai mare. Nu m-am dus la produse ieftine, am zis să nu fac rabat la calitate pentru că na, dacă și la revizie mai faci rabat, mai scalvezi 7-8 lei acolo la un filtru la o chestie, ce mai ce grijă mai e de mașină, părerea mea. La diesel, v-am zis, diferă filtru de motorină și filtru de ulei. Ele sunt asemănătoare, tot de hârtie, tot așa, dar diferă forma lor. Asta de benzină e un pic mai mic și celălalt un pic mai mare. Eu am ales aici un ulei zic eu, destul de acceptabil. Avem bidonul de 5 litri aici, este un motul specific Dexos 2 cu norma 5W30 și v-am zis, cu norma Dexos 2 special pentru Opel. Eu am un bidon de 5 și 1 de 1 litru pentru că la mașina asta intră 6 litri de ulei. Deci nu dau banii pe filtrul de benzină, dar mai dau un plus pe un litru de ulei. După cum puteți vedea, este un ulei, părerea mea, dintre top 5 uleiuri care te băgate pe insignia ar fi Liqui Moly 4600 uh, motul acesta motul 8100 X Clean F uh, și restul poate era Rep și Mobile One S pe formula Asta uh, este un ulei original, după cum vedeți aici are cele 9 puncte de sudură în plastic, să zic așa. Uh, Bitoanele but, fake nu au asta. Uh, are și marginea asta de aici unde ții mâna, mânerul ăsta dacă nu te tai în el și nu te zgârie la mână, produsul e original dacă te tai în el e posibil să fie fake pentru că acolo greșesc ei la matriță pe spatele bidonului sunt și aici niște niște stanțe bă cum puteți vedea stanțele lor de originalitate, pe bidonele fake nu o să le găsiți, nici în doitura aia acolo, în dreapta, nici pe aia nu o să o găsiți pe bidonele fake este Made in France. Din ce am inteles eu, cele made in Italy sunt fake-uri sau sunt de proastă calitate pentru piața turc Este un mijlociu și alte dracii. Rusia. Produsele made in France, motul ăsta, se aplică pentru piața europeană. Sunt loturi noi de piese, nu sunt loturi vechi. Vedeți și bidonul ăsta are la fel ștanțele de plastic, sudurile alea. La fel, plasticul aici e perfect drept, nu te înțep, nu te în bidon la fel aceleași notații, tot made in France și numărul de articol l-am căutat și apare și pe Amazon, deci e un produs original, părerea mea. Vedeți article number acolo, l-am căutat, apare și pe Amazon și eu zic că e un produs original. Next, aici avem filtrul de ulei pe care o să-l primul, am ales Mahle. Filtrul ăsta este main din India pentru că și-au deschis o fabrică în India pentru consumabile astea de ulei care le vând cel mai des sau dar calitatea rămâne aceeași vedeți vine cu oringul ăsta un o-ring sus acolo în capăt dacă ați făcut teste v-ați uitat pe internet mai aveți și pe Sergiu Gabor canalului de YouTube, intrați, îl găsiți o să vedeți că Mahle are cea mai bună hârtie pentru filtrare de obicei și fac de cea mai bună calitate fietele și plasticul e tare și rezistent și tot se simte de calitate. Pentru filtrul de aer am ales Mahle LX3062 uh, și ca să vă demonstrez că e piesa nu vin de prostii, cum ziceam um, zicea mie înainte în Vehicles, că pe să găsești numai, uh, mai piese fake și așa pentru că sunt ieftine, nu, nu e așa, o să vă arăt imediat la filtrul de aer. Asta de ulei, vedeți calitatea lui, adică se vede, nu știu cât de bine se vede în videoclip, dar este de o foarte bună calitate și în videoul lui Sergiu Gabor arată niște teste în care Mahle este câștigător 100%. Deși verificasem înainte să vă videourile lui treaba asta, doar m-am convins că mergând pe Mahle fac alegerea cea mai bună. V-am zis, filtrul ăsta de, aia, de ulei este made din in India pentru că și-au deschis o, o fabrică nouă acolo unde fac exact consumabilele astea. Hârtia de cea mai bună calitate, oringul ăsta e bun, nu se rupe, alții nici nu-l includ în pachet. Uită. Uh, nu asta a fost filtrul de ulei. V-am zis, nu se potrivește decât la benzinare, la diesel e un pic diferit și e made in Austria. Vedeți, made din in India. Filtrul de aer. Ce vreau să vă demonstrez uh, legat de filtrul de aer. V-am 99 Vehicles mi-a spus în privat pe Instagram că ăștia vând piese la dumping, că sunt ieftine. Nu, uitați aici dovada că ăsta este un filtru original și dintr-un lot pentru Europa și un lot de piese proaspete. Din nou se simte calitatea, se vede și uitați data când este făcut, Made din Austria și uitați data când este făcut. 24 a 2021, deci vedeți că este acum câteva luni fabricat. A vedea că piesa nu vinde loturi de piese vechi, la fel și uleiul, sunt loturi proaspete, sunt coduri de bare care le găsiți și pe Amazon și au maximum 6 luni pe Amazon. Ăsta a fost filtrul de aer, să știți că se potrivește și la diesel. O să vă las linkurile în descriere să luați exact ce am luat eu, dacă vreți. O să las linkuri de profit share de, pe, de, la vânzător trusted de pe Mag sau chiar de pe piesa, dacă îmi permite site-ul. Deci asta se potrivește și la si și la benzină. Este același filtru de aer. Le punem înapoi și trecem la ultimul filtru, cel de habitacul, care consider eu că este foarte important. Eu am ales Hengst pentru că a ieșit un pic mai bine și sau egal ca Machlen teste, dar mie mi-a plăcut mai mult Hengst. Este made in Germany și pe cutia aveți codul E296LC. Îl căutați așa și îl găsiți sau v-am zis, eu vă las linkul în descriere este made in Germany pentru Europa uitați-vă și, uitați și voi un pic la calitate este filtru cu carbon activ, mă rog, straturi de carbone uitați-vă și voi ce strat gros are adică se vede destul de bine negrea la aceea ca să faceți o comparație v-am zis, intrați pe canalul lui Sergiu Gabor și vedeți cum testează el filtrele de habitatul și de aer. Și o să vedeți ce rezultate bune au filtrele astea. Eu aveam rezultatele astea și ideea asta dinainte să văd videourile lui, de când mă uitam pe teste din Germania, din Rusia, din Marea Britanie făcute din Franța, de alți youtuberi mai mari. Dar acum îl avem pe el care testează în limba engleză, dar este român. V-am zis, Sergiu Gabor, îl am pe YouTube, vedeți care o grămadă de teste, inclusiv la ulei, unde motul și lichimolul ies câștigătoare la teste, la fel și uleiurile și filtrele astea, Hengs și Mahle. Restul stau foarte prost la filtre, deci ăsta ar veni undeva la eficiență peste 90% și calitate și eficiență, și Man ar fi la 60% cu Bosch, cu celelalte, low costurile sub 40%, ca să facă așa o chestie, un procentaj de calitate. Vedeți aici codurile echivalente cu celelalte branduri. Adică că Hengst e așa de sigur că o să vă convină filtrul lor, că sunt sigur că îl veți păstra și în cazul în care aveți uh, alt filtru de la altă firmă, aveți codurile aici, pe spate, fără nicio problemă. Și o chestie interesantă, vine cu instrucțiuni. N-am mai văzut filtrul să vină cu instrucțiuni, exact pentru Opel Insignia, am întors exact la pagina, instrucțiunile sunt exacte, exact cum trebuie să fie. După părerea mea, în fine, eu vorbesc acum văzând testele lui Sergiu, dar o să le vedeți și voi, și Hengst, și Mahle se comportă cel mai bine. Nu am luat filtrul de habitacul Mahle pentru că nu aveau pe stoc versiunea aia pe care o vroiam eu, aveau doar versiunea aia super scumpă la 120 de lei cu filtrare pentru particule de 2,5 micron din alea pentru DPF, care rezultă din DPF. Așa că am mers pe Hengst, că era mai acceptabil. V-am zis, nu dau nici foarte mult pe filtre, dar nici puțin. Sunt peste medie, sunt undeva la. Nu știu, să zicem, dacă un filtru e 30 de lei cel mai ieftin și 150 cel mai scump, eu o să dau 120-130 maxim pe acolo, pe filtre. Cam asta a fost revizia. Ce să vă mai zic? Dacă se pricepe careva, vă rog să-mi lăsați și mie în comentarii uh, legat de. Revizia asta, ce părere v-a făcut? Nu știu. Eu o recomand, mi, -mi se pare, v-am spus cea mai potrivită revizie. Poate în loc de Henk să puneți mahle sau alt filtru cu care v-ați obișnuit voi la Habitaclu. Dar v-am zis, uleiul e ce trebuie, are norma Dexos de 2 la diesel o să vă trebuiască doar bidon de 5 litri, de mai ieftin, la de 1 litru nu o să vă trebuiască. În schimb, banii care i-ați dat pe ăla trebuie să-i dați pe filtru de motorină, dacă chiar îl schimbați o dată la maxim două revizii. În rest, filtrul de aer de habitaclu rămâne același, filtrul de ulei diferă. Părerea mea e piesă, s-a mișcat repede, livrează repede, n-am nicio treabă cu ei, mereu au avut produse originale și de calitate, ce vreau să vă arăt pentru cei care se pricep, am aici de la fostul proprietar un filtru de aer KN Sport. Este utilizat, a fost folosit probabil de câteva ori, nu știu să-l cură, să mă pricep ce soluție a trebui să folosesc KN sau să improvizez eu ceva ca să încerc să-l curăț. Am văzut că soluțiile la KN sunt cam scumpe. Oare aduce ceva beneficii filtrul ăsta de aer? Abarnam. n-am. Îmi scrieți și voi în comentarii dacă aveți experiențe cu el trage mai bine mașina, stă mai bine la relantin, nu știu. Iar pentru cei care se pricep la stații, îmi puteți spune și mie, stația asta am primit-o odată cu mașina, antena, pardon, dar nu am primit stația. Pot să-mi iau și o stație decentă pentru antena asta? E ceva de capui, e bună? Sau să-mi iau un alt kit cu o altă antenă și stație complet diferite? Nu știu, e ceva de capui, s-a și dezlipit. În fine. Asta am print-o cu mașina, e deja montat, trecut cablul prin mașină. Dacă se price pe careva, lasi și mie în comentarii. V-am zis, asta e revizia, în descriere o să vă las link-uri la tot, dacă vreți să luați de pe linkurile mele ok, dacă nu puteți să luați de la orice magazin vreți voi, dar eu sunt sigur de originea pieselor pe care le recomand și dacă cumva link-ul ăla nu mai e bun sau ceva, eu îl șterg. adică nu las link-uri la produse sau pe site-uri de la care nu mai sunt sigur de veridicitatea produselor și de originalitate. Da, cam asta a fost video. Ne auzim în comentarii. Aveți link în descriere. Dacă veți puteți să intrați și pe Instagram și pe Facebook, AKM Cars. Ne auzim acolo. Ceau și mersi de vizualizare.